FC Bihor, liderul incontestabil al seriei A8 din Liga 3-a, s-a impus clar cu scorul de 3-0 în partida contra celor de la Phoenix Buziaș la Carani. Sediul rus și-a respectat postura de golgheter și a reușit să marcheze de două ori, al doilea gol fiind înscris din lovitură de la 11 metri. Tot de la punctul cu var a fost și a treia reușită, iar autor a fost Kaluger, care a închis tabela.